Am văzut în primul material de astăzi problemele care sunt între Raul și Stelian, dar de asemenea a fost ceva ce a spus Stelian și a părut a fi o înțepătură la adresa lui Gabriel, cel puțin doamna Ioana și cu Tess au sesizat asta. Zicea Stelian că el nu are deficiențe în vorbire, în comportament, nu are niciun fel de deficiență, doar că el nu își exteriorizează sentimentele. Probabil a împrumutat acest termen de deficiență sau lipsă de deficiență de la domnul psiholog, pentru că asta i-a spus și lui Gabriel acesta, doar că lui i-a zis că are deficiențe cognitive, comportamentale și emoționale. De aceea zicea Tess că dacă ea a simțit că a fi o înțepătură la adresa lui Gabriel, doamna Ioana ce să mai zică? Sigur a simțit același lucru. E foarte posibil să fi împrumutat termenul și să și-l fi adăugat în vocabular fără să fie neapărat o înțepătură.